minute interesante în care ambele echipe își doresc victoria. Recentrează Bejan, șut centrare și foarte aproape echipele Gibraltarului și Țării Galilor. E o ocazie a celor de la Petrocup cu Yasser Țurcan în prim plan. Hânceștiul demarează atacul cu Mihai Plătică. Plătică își face loc pentru șut. Șuta lui Plătică. Să fie eliminat din teren deocamdată, însă Fiodorov centrează de pe stânga și atât o reluare. Și continuă cei de la Petrocup și arbitrul oprește jocul. Arbitrul a decis că a fost fault în atac și a dat mingea echipei CSF Bălți în Namașco. Acum la CSF Bălți. Din nou Alexandru Bejan este la minge și de pe partea stângă centrează Bejan și atât o reluare foarte bună. Rusnak rezistă atacului Rusnak. Și foarte periculos. Și să urmărim acest atac al lui Serafim Cojocari în prim plan. Cojocari, șut blocat. Degajează Picus, însă o face greșit. Lupan, periculos acest șut. Cojocari șutează și foarte frumos se opune. Și atât o primă ocazie cu Mihai Lupan în prim plan, faultat. Această fază fixă cu Yasser Țurcan. Țurcan șutează și este gol! Petrocup. Deja minutul 2 al reprizei secunde. Petrocup reușește să deschidă scorul. Yasser Țurcan, un jucător care a stat departe de fotbal vreo 70 de zile din cauza unei accidentări. Iată, este decisiv pentru Petrocup. Hâncești în minutul 47 reușește să deschidă scor. Pasează lui Fiodorov contra la doi jucători. Fiodorov și iată centrează foarte bine Fiodorov de pe partea stângă și să urmărim acest șut. O pasă foarte bună până la Yasser Țurcan. Continuă atacul Petrocupului cu Lupan. Lupan și foarte bună lui Fiodorov. Acesta îi pasează mai departe lui Lupan. Lupan și ce parada lui Stas Namașco. Să remarcăm aici și combinația organizată între Lupan și Fiodorov. În locul lui Yasser Țurcan, aplaudat de banca tehnică, felicitat de Valeriu Gaiu, restul jucătorilor sunt în careu. Iată centrarea și foarte aproape acolo. Da, este nimeni altul decât Serafim Cojocari, ocazie rarisimă. Și în acest moment arbitrul pune capăt jocului în faza a doua competiției.